Medicul ieșian Cristache Zanoschi lasă moștenirea angajaților săi întreg imperiul clădit în ultimele două decenii. Nu s-a gândit vreo clipă să vândă afacerea farmaceutică, ci mai degrabă să o împartă celor 35 de angajați care au fost credincioși chiar și atunci când businessul nu a excelat. Vorbim despre suma de 300.000 de euro pentru fiecare angajat, firma fiind evaluată acum la peste 20 de milioane de euro. Medicul ieșian Cristache Zanoschi schimbă regulile firii și lasă ca moștenire întreg imperiul farmaceutic angajaților și nu unui membru de familie. Angajații încă nu cunosc acest aspect. Eu n-am discutat cu dânsii aspectul ăsta încă. Nu, n-am discutat încă. Dar urmează să punem, deci în primul rând, din punct de vedere contabil, legalitatea respectivă și sigur că fiecare va primi părți sociale. Deși a primit o ofertă ca să vândă afacerea, medicul a refuzat propunerea. Cu problema că am ieșit pe piață și mi-am ridicat poalele în cap, domnule, vreau să vând. Nu. Au venit alții cu cerere respectivă, zic că nu e de vânzare, nu. Dacă nu e de vânzare, se pune punct și nu mai discutăm, nu. Au fost momente în care afacerea a scârțit, iar angajații nu au părăsit barca în momentul în care au dat de greu. Deci e normal ca să primească și mai mult din cauza că noi, de exemplu, aici facem niște eforturi uriașe și eu și toți colegii mei pentru ca să adunăm cât mai mulți bani să plătim taxele pentru pensiile speciale, pentru salariile bugetarilor. Fiecare angajat va primi părți sociale din societate, iar valoarea nu este aceeași pentru fiecare, diferă în funcție de studii și vechime. Valoarea fiind în jur de probabil 200-300 de mii de euro de persoană. Deci a fost făcută o evaluare în jur de 15-20 milioane, dar numai dotările, dar dacă mai pui la punct partea științifică, documentele toate care sunt pentru orice ce produs este mult mai mult, poate dublu, triplu. Medicul a înființat fabrica în anul 2001, în același an fiind scos pe piață și primul produs care s-a bucurat de un real succes. În toți acești ani au fost patentate și vândute în România și în țările ex-sovietice 30 de produse, respectiv medicamente, suplimente nutritive și cosmetice.